Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat la Buzău că își dorește introducerea unor criterii de performanță pentru profesori, funcție de care vor putea beneficia sau nu de măriri salariale. Este că poate ar trebui să ne gândim un pic la și la performanța profesorilor. Nu mai mergem totuși la acest paușal a toată lumea. Nu sunt adeptul sporurilor, sunt adeptul în schimb a criteriilor de performanță, cum s-au introdus cele de la PNRR. În cazul în care ai performanță, vei primi o mărire de salariu. Eu aș introduce toate sporurile în salariul de bază. Totodată, șeful socialdemocraților a mai precizat că la acest moment nu se poate vorbi de măriri salariale în educație, având în vedere că deja au fost mărite în baza unei legi. Noi avem o lege, legea 153, pe care am prorogat niște termene de a fi pusă în aplicare și acum am venit să o punem în aplicare din acele probleme. La învățământ, deja este în avans învățământul și sănătatea copătrime. S-a venit cu un copătrime la toate. Deci vom respecta. Avem o lege. Întâi să respectăm acea lege. În ultima perioadă, sindicatele din învățământ au criticat guvernarea pentru lipsa de dialog de care a dat dovadă în relația cu profesorii și pentru refuzul de a crește salariile.